Daniel, capitolul 9, de la versetul 1 la 23. În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să se treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care a vorbit Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău, împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept. Iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, dar nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui, pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii, ci tot Israelul a călcat legea Ta și s-a bătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au și lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre, care ne-au cârmuit și a dus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire care avea ca aceea care a venit asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiurile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului, prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgea Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel Sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri, este Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul Tău locaș pustiit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă, deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea pe care este chemat numele Tău, căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru durările Tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gabriel și pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat și a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump. Ia minte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Amin. Vă rog să luați loc.
Aș vrea să abordăm în această dimineață un aspect foarte important al vieții de credință prin prisma cărții Daniel și acestui capitol și a contextului în care se află. Este vorba de relația dintre pământ și cer, relația dintre lumea materială și lumea spirituală, relația dintre comportamentul nostru și influența bătăliilor care se petrec între îngerii lui Dumnezeu și demoni. Ce se întâmplă când ne purtăm într-un anumit fel? În textul acesta pe care l-am citit este evident că Daniel subliniază mereu și mereu păcatele străbunilor, păcatele lor, păcatele părinților, păcatele preoților, păcatele conducătorilor, a împăraților, păcatele întregului Israel. Noi toți suntem vinovați, spunea el, toți am păcătuit din pricina împietririi inimii noastre. Când am urmat căile tale, mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Rugăciunea lui Daniel, cu implicațiile produse în cer, este într-un context pe care am început să-l conturăm deja. Relația dintre cer și pământ. În duminica trecută am vorbit despre acea personalitate malefică în politică, acea personalitate care apare din când în când. Se ridică și vorbește împotriva tot ceea ce este Dumnezeu, cu trufie, cu obrăsnicie, disprețuindu-L pe Dumnezeu, ducându-I pe sfinți în închisori și omorându-I și schingiuindu-I. Și în capitolul 8 este un text cutremurător care deschide puțin această perdea. Versetul 9 la 12. Dintre coarnele acelea, dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său cel sfânt, celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în tot ce a început. Dacă acest corn mic este un conducător politic, este un om în carne și oase, un om care moare și care într-o zi putrezește, cum Duhul lui Dumnezeu vorbește despre înălțarea lui până la oștirea cerurilor, unde doboară la pământ o parte din aceasta și din stele? În literatura apocaliptică, stelele sunt îngeri. Cum este posibil? Dacă ne uităm în istoria care a urmat imediat după aceea, la anul 167, Antiohus IV, Epifanes, sirianul care domnea, a desființat tot sistemul de închinare al poporului sfinților. Nu le-a dat voie să țină sabatul, îi omora dacă știau copiii împrejur și a culminat cu transformarea templului lui Dumnezeu într-un loc închinat lui Zeus. A zidit peste altarul lui Jehova. A zidit un altar închinat lui Zeus și a jertfit porci acolo, aducând profanare la locașul cel sfânt. De aceea vorbește Daniel în termenii aceștia teribili, o nenorocire cum nu s-a mai văzut, pentru că în vedenile lui a înțeles că după 70 de ani nu-i izbăvirea, se duc acasă, continuă cu răutățile lor și din pricina derbedeilor din poporul lui Dumnezeu, spune cuvântul, se întâmplă aceste lucruri, a trădătorilor. Pentru că mulți din popor au provocat ceea ce s-a întâmplat. S-a întâmplat un lucru extraordinar, cum n-a mai fost niciodată pe pământ, și anume, soluția lui Dumnezeu de împăcare omului cu Dumnezeu să fie scoasă din funcțiune.
templul, jertfa necurmată, care era jertfa lui Dumnezeu pentru ei. Dar, când ne uităm la textul acesta din capitolul 8, de la 9 la 12, vedem că există o extensie, se întâmplă ceva. Și înțelegem că în lumea spiritului există o luptă pe care căpetenia oștirii lui Dumnezeu o pierde în fața demonilor. Din pricina comportamentului nelegiuit al oamenilor. Lucrurile de pe pământ sunt într-o legătură strânsă cu lucrurile spirituale. Omul plin de trufie, politicianul pervers care luptă împotriva tot ceea ce este sfânt și curat, care apare din când în când din istorie, este împuternicit de o realitate malefică spirituală, de diavol însuși, de Satana. Satana îl reprezintă în lumea spirituală și poartă bătăliile din cer împotriva căpeteniei oștirilor Domnului. Fiara pe care am văzut-o, spune în Apocalipsa 13, semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, fiarele sunt sisteme politice. Și gură ca o gură de leu, balaurul, adică diavolul, i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Momente în care diavolul conduce realmente locuind într-un om și exprimându-și voința. Nu este doar un om în carne și oasă, este o realitate spirituală, demonică, acolo. Și se întâmplă lucruri dincolo de cortină. Vreau să analizăm lucrurile în perspectiva luptei spirituale. Dumnezeu nu are de dus nicio luptă pentru a-și împlini planurile sale. Dumnezeu nu are adversar. Diavolul luptă împotriva lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu are nevoie să lupte împotriva diavolului. Nu trebuie să ne imaginăm că se luptă și mai face câte o rană lui Dumnezeu. Nici într-un caz. Dumnezeu rostește sentința și se împlinește. Cu toate acestea, existența umană este prezentată ca o luptă continuă pe care o avem de dus. Biblia vorbește despre lupta cu entități spirituale, cu demoni, care sunt stăpânitori acestei lumi. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ne spune Pavel în Efeseni, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Aveți de luptat. Căci noi nu avem de luptat împotriva aparențelor fizice, a cărnii și sângelui, ci împotriva a ceea ce este în spatele lor. Împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Despre Iisus, ni se spune că a ieșit biruitor, el a dus o bătălie pe cruce, dar a dus-o ca om. Iisus, care este Dumnezeu, din poziția lui de Dumnezeu, n-are nevoie de nicio luptă. El este una cu Tatăl. Ei rostesc sentința și se împlinește. Și duhurile cad în leșin. Nimeni nu poate lupta împotriva lui Dumnezeu. Dar Iisus s-a întrupat ca om. Să ducă o luptă ca om. Aceasta a fost bătălia lui. Și a ieșit ca om desăvârșit, fără păcat, biruitor asupra tuturor demonilor. Prin cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de ocară, le-a demascat înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Într-un trup de om, omul Iisus a murit acolo. Aceasta e bătălia lui. Biruința lui a făcut ca orice om să aibă speranță și să poată duce această luptă și să fie biruitor.
Să nu ne imaginăm că lupta Domnului Iisus putea să aibă alt rezultat decât biruința. Auziți ce spune Iuda despre Dumnezeu. Toată răzvrătirea îngerilor lui Lucifer, Dumnezeu nu are de dus nicio luptă, el doar rostește sentința. Iuda 1:6. Iuda, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au păstrat locuința. Momentul în care a apărut Lucifer și cei care l-au urmat dintre îngeri, stelele din cer, și-au devenit demoni. Din momentul acela, ei sunt în legături de lanțuri veșnice. Tot ce fac este îngăduința lui Dumnezeu. Ei nu pot face nimic de la ei înșiși, doar ce-i lasă Dumnezeu să facă. Când ai început tu să te rogi, îi spune îngerul Gabriel lui Daniel, a ieșit cuvântul. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul de la Dumnezeu, răspunsul. Dumnezeu a răspuns. Și eu vin să ți-l vestesc. Îndepărtarea de Dumnezeu, nelegiurile și păcatele poporului au făcut ca bătăliile din cer pentru situațiile specifice, așa cum am văzut că există căpetenii spirituale și responsabili pentru fiecare teritoriu. Aceste bătălii pe care le ducea voievodul Mihail sau arhanghelul Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, spune lui Daniel. Aceste căpetenii au pierdut bătăliile pentru poporul lui Dumnezeu din pricina faptului că au fost paralizați de păcatele poporului. Păcatul este ceea ce îi dă drept diavolului asupra noastră. Păcatul scoate pe apărătorii noștri din funcțiune în lumea spirituală. Daniel, care a înțeles foarte bine lucrurile acestea, s-a smerit și a început să se roage. A văzut că e vremea să se împlinească și știa de acum că rugăciunea face să se întâmple ceva în lumea spirituală. Aici nu este vorba de bătălia dintre Dumnezeu și diavol, ci este vorba de bătăliile generate de realitatea umană întrupată și de dorința lui Dumnezeu pentru mântuire. Noi nu suntem Dumnezeu, noi avem de luptat. Iisus ca om a avut de luptat. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul. Dumnezeu a răspuns, mi-a dat mesajul și eu vin să ți-l vestesc. Căci tu ești prea iubit și scump. Acesta e motivul pentru care am venit. Ai început să te rogi și ești prea iubit și scump. Sunt două elemente care trebuie să fie prezente ca Dumnezeu să asculte. Ca ocrotitorii poporului lui Dumnezeu din lumea spirituală să aibă biruință în lupta pentru sufletul nostru. Rugăciunea lui Daniel, așa cum nelegiuirea poporului a determinat o mișcare în lumea spirituală, așa rugăciunea lui Daniel determină o mișcare în lumea spirituală. Îngerul Gabriel vine în grabă, iute, în zbor, ca răspund la cererile lui. Vine pentru ca Daniel se ruga și era fără păcat. Rugăciunea și curăția lui de inimă face ca ocrotitorul poporului său să câștige bătălia împotriva căpeteniei demonice a Persiei. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, cât de importantă este dorința de înțelegere
și de smerire înaintea Dumnezeului nostru. Pot să mă duc în cămăruța mea ascunsă, cum se întâmplă uneori, că mai văd în public, cu mânuța așa frumos în buzunar, Doamne, îndură-te de poporul tău! Oare pot în cămăruța mea să stau în felul acesta înaintea lui Dumnezeu? Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum, pentru că ți-ai pus inima să înțelegi și că te-ai hotărât să te zmerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Un orb din naștere, care a fost vindecat de Iisus, a rostit această vorbă: știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. Cu alte cuvinte, cum puteți zice voi, cărturarii și farisei, că omul acesta este păcătos? Cum mi-a deschis el ochii dacă ar fi păcătos? Cum l-ar fi ascultat Dumnezeu? Cum s-ar fi întâmplat ceva în lumea spiritului, în favoarea mea, dacă omul acesta ar fi păcătos? Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Cu alte cuvinte, comandanții oștirii lui Dumnezeu nu pot birui pe demoni, pentru că păcatul nostru îi potențiază puterea, potențiază puterea acestor duhuri. Diavolul are drept asupra noastră prin păcat. Păcatul ne face să fim robii lui. De aceea este imperios necesar să fim eliberați de păcatele noastre. De aceea e slujba Domnului Iisus să rupă această legătură de apartenență prin care diavolul are drept asupra noastră. Dar ori de câte ori trăim în păcat, noi rupem legătura lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, și suntem fără apărare împotriva demonilor. Vreau să vă duc puțin în istoria poporului evreu. După ce au ieșit din Egipt, au trecut Iordanul. S-au apropiat de Ierihon, cetatea cea întărită, cu zidurile acelea teribil de groase. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Nu, ci eu sunt căpetenul oștirii Domnului. Și acum am venit. Eu nu sunt de partea unei tabere, ci de partea celor care sunt de partea lui Dumnezeu. S-ar putea să nu fiu de partea ta, Iosua, dacă nu ești de partea lui Dumnezeu. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: ce spune Domnul meu robului său? Ce mesaj îmi aduci de la Dumnezeu? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Era înaintea unei bătălii, unei mari bătălii. Era cu armata adunată acolo. Și dintr-o dată se deschide cerul și înțelege. Există un comandant care nu-i din lumea aceasta, care determină rezultatul luptei. Și primul lucru pe care vrea să-l știe este de partea cui ești. Momentul când aude că este căpetenia oștirii Domnului, Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat.
Abia după ce a întrebat, care e strategia de luptă? Ce am de făcut? Prima dată s-a aruncat cu fața la pământ. Prima dată s-a zmerit. N-a zis, haideți să stăm acum la povești, să discutăm, să vedem cum să-mi organizez armata. S-a aruncat cu fața la pământ. Un element extrem de important în bătăliile pe care le avem noi. Această zmerire înaintea lui Dumnezeu. Această aruncare cu fața la pământ. Și apoi întreabă, ce spune Domnul meu robului său? Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Adică prezența lui Dumnezeu este aici. Iosua a făcut așa. Dar după această precizare, comandantul oștii lui Dumnezeu comunică lui Iosua ce spune Domnul. Și imediat continuă. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Toți bărbații, nu numai câțiva. Așa să faceți 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe, când vor suna lung din cornul de berbec. Și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte, atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Iată instrucțiunile de război. Așa se cucerește cetatea Iosua. Îi spune căpetenia oștirii Domnului din partea lui Dumnezeu. Asta aveți de făcut. Iată urmarea. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoți și le-a zis, luați chivotul legământului și 7 preoți să poarte cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului. Și a zis poporului, porniți, înconjurați cetatea și bărbații înarmați să treacă înaintea chivotului Domnului. După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbec, au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului preoții sunau din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului, voi să nu strigați, să nu fiți să audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua când vă voi spune strigați. 6 zile de tăcere până în a 7-a zi, o săptămână. Atunci să strigați, chivotul Domnului a înconjurat cetatea și a dat ocol odată. Apoi au intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbec înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea odată, a doua zi. Apoi s-au întors în tabără, au făcut același lucru timp de 6 zile. În ziua 7-a s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului, strigați, căci Domnul v-a dat cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire. Ia și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că ascuns pe solii pe care îi trimiserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire. Căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Poporul a scos țipăte, strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Wow! Ce s-a întâmplat? Cum s-au prăbușit zidurile? Cine le-a prăbușit? Căpetenii oștirii cu armata lui, nevăzută. Au venit și au dărâmat zidurile alea late de metri.
Dintr-o dată, totul s-a făcut praf. Nu este evident că lupta a fost condusă de îngerii, conduși de comandantul oștirii lui Dumnezeu? Și acesta urma să fie tiparul cuceririi țării. Câteva condiții. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire. Ascultați de Dumnezeu, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Dar iată ce s-a întâmplat. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah din semiția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Înțelegeți? Unul s-a bătut de la păruncă dintr-o armată întreagă, unul. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva întregului Israel. Iosua a trimis din Ierihon, fără să știe nimic, niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și scodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să meargă tot poporul. În jurul Ierihonului au mers toți bărbații de război. N-a luptat niciunul, dar au mers toți și înarmați. Degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțin la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la Shebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ. Este extraordinară reacția lui Iosua. Când este o înfrângere în lumea spirituală din pricina păcatelor oamenilor, ar trebui să fim la fel de impregnați de responsabilitate și de durere ca Iosua. Iosua și-a sfârșit hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel. Iată conducerea unui popor care era dedicat lui Dumnezeu. Și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? Ne-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului, dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Toate argumentele acestea sunt rezonabile, nu-i așa? Doamne, și tu te compromiți care ai spus că ne dai țara. Dar există lucruri mai grave. Este păcatul. Domnul a zis lui Iosua: scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit! Israel? Da, Israel a păcătuit. Dumnezeu privește biserica lui corporativ. Biserica din Mănăștură a păcătuit când eu am păcătuit. Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care li l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Toți au păcătuit pentru că a păcătuit unul. De aceea copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi. Dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Păcatul lui Israel, comis printr-un singur om, a scos din luptă pe căpetenia oștirii Domnului și au fost înfrânți. Tiparul cuceririi țării era cel de la Ierihon, dar la Ai au fost bătuți, pentru că un singur om a ascuns o manta de șiniar, o placă de aur și câțiva sicli. În cortul lui i-a îngropat în pământ și Domnul s-a supărat. Aș vrea să nu apăs pedala
pe această latură a păcatului, ci aș vrea să mergem în cealaltă direcție, a neprihănirii, a curăției. Noi trebuie să căutăm cu toții fața lui Dumnezeu. Și există două condiții ca raportul de forțe să fie în favoarea noastră spirituală. Să ne rugăm și să fim prea iubiți de Dumnezeu din pricina curăției și a sfințeniei noastre. De ce să presupunem că între noi este turma de păcătoși? De ce să nu presupunem că între noi sunt sfinții lui Dumnezeu care se roagă? Apocalipsa 5, de la versetul 1. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaun de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecete ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, ascultați, când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, că ți-ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Făpturile vii și cei 24 de bătrâni prezintă Domnului Iisus rugăciunile sfinților, a tuturor celor care au crezut în Dumnezeu, care au plâns, care au cerut stăruitor îndurare, care au căutat mântuirea de-a lungul secolelor. Erau acolo rugăciunile trecute și viitoare, era tânguirea lui David din pricina păcatului care îl făcea să-i simtă că oasele îi se topesc în el din pricina adulterului și a crimei. Era rugăciunea lui Avram care trebuia să meargă acolo cu fiul său să-l aducă pe muntele Moria ca jertfă. Erau toate frământările celor care, în disperarea lor din pricina păcatului, nădăjduiau în mântuire a tuturor celor care au crezut. Când mă uit în felul acesta la textul din Apocalipsa, capitolul 5, și mă uit că a fost găsit vrednic mielul ca să ia cartea și să-i rupă pecețile, era deja o istorie trecută în care oamenii nădăjduiau în Dumnezeu. Și toate rugăciunile acelea, adunate în potire de aur, care constituiau tămâia de pe altarul lui Dumnezeu, au fost aduse acolo. Mielul care părea junghiat s-a întrupat motivat de tămâia din potire, care sunt rugăciunile sfinților. Nu numai hotărârea dinaintea lui Dumnezeu, ci aplicațiile sfinților de pe pământ. Când l-a văzut pe Avram cum merge cu fiul lui, gata să-l aducă jertfă, Dumnezeu s-a dus mai departe cu fiul lui și l-a adus jertfă. Mântuirea, printre altele, este și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile nenorociților, fără putere, fără nicio șansă, prin ei înșiși, dar care au crezut. Dar și judecata este rezultatul rugăciunii. Auziți în Apocalipsa 8, la 3, la 5. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Este finalul, judecata. Pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie, fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților.
cu rugăciunile sfinților, a celor care sunt aici și în curăția inimii, în alte rugăciuni către Dumnezeu. Dumnezeu își va împlini planurile eterne, îmi va aduce judecata la îndeplinire din pricina rugăciunilor sfinților. Apoi îngerul a luat căldelnița, a umplut-o cu focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ, judecata. Și s-au stârnit tunete, glasul fulgere și un cutremur de pământ. Păcatul nostru scoate din luptă pe căpetenii oștirii Domnului, rămânem fără apărare. Rugăciunea nu se poate împlini. De aceea zice în Psalmul 66, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul, dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Până și cugetul meu era curat, nimic nelegiuit nu cugetam în mintea mea. Să medităm puțin la cererile pe care le facem și le înălțăm către Domnul. Să ne gândim la luptele pe care le avem de dus. Pavel spune, ce luptă duc rugăciunile mele pentru voi. Le scrie celor din Galatia, pentru cei din Laodicea și pentru alții care nu mi-au văzut fața în trup. Ce luptă duc? Care sunt luptele noastre? Care sunt luptele tale? Oare cu ce te frămânți? În ce unghi din viața ta te simți nenorocit sau nenorocită? Și strigi către Domnul. Ce aștepți să facă în viața ta? Care e situația celor din familie, mântuiți, nemântuiți? Relația cu soțul, cu soția ta, cu copiii, cu părinții tăi, relațiile dintre noi. Cum le vezi? Ce ceri Domnului? Ce aștepți să se întâmple? Care sunt aspirațiile? Atâta timp cât există păcat lipit de inima mea, bătăliile din cer sunt pierdute de cei care trebuie să mă apere, de îngerii care tăbărăsc în jurul cui? A celor care se tem de Dumnezeu, care sunt smeriți înaintea Lui. Teama ne face să fim curați, să ne sfințim. Te interesează mântuirea? Un singur lucru te împiedică, păcatul. Mărturisește-l Domnului, te rogi pentru cineva. Trebuie mai întâi să ne aruncăm și noi cu fața la pământ, să ne zmerim, să ne curățim, să ne scoatem încălțămintea din picioare când simțim că Domnul e acolo. Îngrijorarea, frica, disperarea, neîncrederea sunt păcate care îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte. De aceea, mai întâi, învățând de la Daniel, trebuie să ne prelucrăm inima și să ne o cercetăm înaintea Lui. Și Dumnezeu o face prin cuvântul Lui Sfânt când citim și vrem să deschidem urechile. Prin Duhul Lui Sfânt care e în noi și ne mustră. Prin poporul Lui Sfânt care sunt frații noștri. Și uneori, din frecușurile dintre noi, ies la suprafață răutățile noastre ca să știm de ce să ne pocăim și să ne întoarcem spre El. Nimic nu e în pagubă. Te ceri cu nevasta, te ceri cu soțul, te ceri cu copiii și apoi te liniștești și zici, Doamne, mi-ai descoperit că-s răutăcios, că-s cicălitoare și îți ceri iertare. Și se schimbă atitudinea față de vecin, față de vecină, față de cel care e în conducerea țării, față de oricine. Și Dumnezeu începe să audă și bătăliile pe care le ducem nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor întunericului, sunt câștigate de cel care este mai mare și care este în noi decât cel care este în lume.